un clopoțel pentru pisică. A fost odată un motan mare care semăna spaima printre șoarecii care locuiau în pivnița de la fermă. Așa încât, într-o bună zi, neamul șoricesc hotărâ să facă o adunare ca să decidă cum să-i vină de hac. Cum cotoiul lipsea pentru un timp de acasă, toți șoriceii cu mic, cu mare, se adunară la locul stabilit. Crezând că poate să rezolve problema fiecare dintre ei propunea soluții care nu se puteau realiza. Într-un târziu, un șoarece, despre care se spunea că e mai înțelept decât alții, se cățără pe un felinar și, sunând dintr-un clopoțel, ceru să se facă liniște. Toți tăcură ca să-l asculte. Vom agăța clopoțelul de coada pisicii, așa că, oriunde va fi, își va trăda prezența și noi vom avea timp să fugim. Cuvintele înțeleptului fură primite cu aplauze și toți îl felicitară pentru idee. Dar șoarecele agită din nou clopoțelul ca să pună capăt zarvei. Acum mai trebuie doar să hotărâm cine îl va agăța de coada pisicii. Peste încăpere se lăsă tăcerea. Nu se găsea nimeni care să aibă atâta curaj. Adesea, e ușor să avem idei bune, dar mult mai greu se găsesc cei care sunt în stare să le pună în practică.